Încă o dată vreau doar eu să spun un minut până vă pregătiți dumneavoastră, că în special după ce am adoptat deja și măsura cu reducerea TVA la 9%, primele două luni au constatat o creștere spectaculoasă a fiscalizării, de fapt, a turismului, că de fapt asta este, era problema numărul 1, și că odată cu voucherele de vacanță și cu celelalte facilități din codul fiscal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie, chiar cred că domeniul turismului nu doar că se va dezvolta foarte mult, dar va deveni și mult mai corect, în sensul următor. Cei care plătesc taxe mai mici se vor dezvolta, iar cei care până acum făceau evaziune fiscală ori devin corect și plătesc taxe, ori dispar de pe piață. Vă rog. Cu mare drag voi vorbi cu dumneavoastră. Știți că am un sentiment special de dragoste. Despre alte probleme politice, acum stăm la Târgul de Turism. Vă rog. Când ați fost ultima dată în vacanță în România? Tot timpul merg în România. Ultima mea vacanță a fost de Revelion. Nu, zic, în România mă refer. Dar dumneavoastră m-ați auzit când ai zis, în România am fost de Revelion. Ok, și ce ne v-a plăcut atunci în vacanță în România? O să vă spun ce nu mi-a plăcut, în particular. Îmi place tot în România, că dacă nu mi-ar plăcea țara asta, aș pleca în altă parte. Sunt multe de schimbat, vă rog. Sunt percheziții la primărie, la domnul așa. Vanghele, la sectorul 5. Erau așteptate, credeți că sunt probleme acolo? La ce nu cunosc să... și nu pot să comentez cauze penale. Strict politica, să nu o dezamăgesc pe colega dumneavoastră. Cred că doamna Gorghiu și-a pierdut principalul aliat pe domnul Vanghelie și acum trebuie să-și caute altul. Ați avut vreo influență la nivelul partidului? A votat PSD împotriva... După cum știți, ieri la ora 16 am fost la Brașov pentru a promova un eveniment extrem de important care va sprijini inclusiv dezvoltarea turismului în zona Brașovului, și anume organizarea pentru prima dată în România a Jocurilor Olimpice de tineret de iarnă. Și cred că am făcut foarte bine și e meritul primarului, al Comitetului Olimpic Sportiv Român. Dacă obținem în iulie organizarea acestui eveniment, urmează 5 ani de investiții în infrastructura Brașovului. Sunt convins că v-ați dat seama că dumneavoastră mă întrebați ce vreți dumneavoastră și eu vă răspund ce cred că e important. De spitalul din Brașov aveți ceva soluții sau... Atenție, dumneavoastră știți foarte bine, spitalul de la Brașov este al Consiliului Județean Brașov, nu e al Guvernului. Și sunt convins că după ancheta care se va face, Consiliul Județean Brașov, chiar dacă acum nu are președinte, că săracul are probleme, va lua măsurile necesare. Ați fost informat de situația de acolo sau primiți informări pe tema spitalului? Întotdeauna primesc informări după ce se fac verificările, dar repet, fiind vorba de un spital aflat la Consiliul Județean, tot ceea ce noi putem să facem este să îmbunătățim legislația, dar managementul este al Consiliului Județean și sunt convins că vor lua măsuri. Ieri chiar primarul Brașovului, care nu-i de la mine, din partid, e de la celălalt partid, a spus foarte clar, e o mare problemă de management acolo și cu siguranță trebuie luate măsuri pentru ca ceea ce s-a întâmplat și este scandalos să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc, o zi bună!